Uie rosa. Rosa. Te liniștește, nu știu să-ți dau amănunte, dar trebuie să vină, uite, vine cu drucii, spune el. Medalion. Da. Rosa amănunte. Ei, Rosa a adus-o cu hemoragie internă, am operat, acum e la terapie intensivă. Ce pasit, Rosa? Bă, nu știu, au găsit-o la marginea Bucureștiului, bătută rău, înjunghiată, mai multe, nu știu ce să spun. Operat la ea, acum putut luat acasă, nu e bine? Nu, n-auzi că e la terapie intensivă, trebuie să aștept să vezi cum evoluează starea. Îmi pare rău. Da, copil, Tito, copil la ea. A adus-o aici singură, mă, nu știu de niciun copil. Dacă găsit la ea, ia cu copil. Nu știu, Thierry, a adus-o aici, în camera de gardă, am văzut-o că e singură. Hai. Uite, stai, așteaptă. Nu putut văzut la ea? Dacă își revine, te anunțăm noi, da? Așteaptă aici. Mai multe nu pot să spun acum. Poți să vorbești? Rosa a bătut rău. Armando a bătut. Au venit acum. Venit acum acolo. Am urât la animat. Nu faci nimic. Te calmești și rămâi la spital. Și îi spui lui Rosa să stea liniștită copilului cu mine, da? Eu vreau venit acolo. Nu putut calma. Trebuie venit acolo. Nu, că nu faci nimic. Rămâi acolo. Stau eu cu ochii pe el. Hai, pa! Calmează-te! Unde te trezești? Vă rog frumos! Calmează-te! Vreau văzut Rosa! Vreau văzut Rosa! Vreau văzut Rosa! Vine, mă, o să văd! Calmează-te, hai! Hai. Hai că cu tine vreau să vorbesc. Serios? Aha. Cât îmi dai dacă am găsit-o pe Regina? Ce, mă? Hai, sar cu bani. Un cuvânt despre asta. Îți jur eu pe cea mai sfânt că ajungi pe fundul lacului, ai auzit? Dar... Niciun dar, mă! Țicanța închisă și nu spui la nimeni nimic despre asta, ai înțeles? Am înțeles. Nu te-am auzit încă o dată, ai înțeles? Am înțeles, Cosmin. Mai tare, mă! Am înțeles. Așa stăteam eu în fața chioșcului și făceam cruce, că nu știam cine e. Eu vă spun că n-a recunoscut-o. Așa de frumoasă e acolo. E foarte frumoasă. Nici n-ai zice că e fetișoara aia speriată pe care a adus-o Cosmin acum un an de zile. Eu ți-am zis? Ce? E? Sofi? Ce? Ei, ce? Nu mai poate să aibă nimeni un secret în casa asta? Nu se presupune că Regina a fugit din țară? Nu. Și dacă se presupune și a apărut în revistă, nu înseamnă că o vede toată lumea? Da, asta e o problemă. E o problemă? Că bă, tu... Bă, noi mai avem puțin și o să fim iar bunici. Ce zici? Să fie sănătos. Are unde să crească, are cu cine să se joace. Bă, dacă și medalionul lasă grea pe spălăcita aia, uite, eu pot să mor liștinită, să știi. Dar de ce să mor, fă? Cine ne mai spală scutecele?
Păi nu, Aurica, acum nu le mai spală nimeni, mă, că acum pui o dată și arunci, că se cheamă pampeș sau așa ceva. Hai pe dracu, da, acum face ei ce face acolo și după aia arunci. Da. Săraca mama, cât a mai spălat ea după mine. E, era alte vremi. Da, să-i dea Dumnezeu sănătate și maica domnului lor de a inventat pampeșii ăștia. Pă, dar ce dracu merge așa ca o rață? Ce ai fost? Mai am o lună și nas, ce crezi că tu erai mare balerină sau ce? Lasă-o, fă, lasă-o să mergă cum vrea ea. Aoleu, fătinuță, ți-a foame? Mi-e cam foame, de asta am venit. Aoleu, că mai are puțin și face curadeliu. Ticicule, dar ce a căutat noi până la urmă acolo la muzeu? Ca să verificăm dacă cineva mai are blason sau emblemă măcar la fel. Și aici ce facem? Aici ne tatuăm blasonul ca să nu-l uităm niciodată. Cum adică ne tatuăm? Adică și eu? Tu nu că ești sărac. Știi că e prima dată când mă bucur că sunt sărac. Ticicule, dar cam unde vrei așa să-ți faci? Pe ce? Pe spate? Pe pept? Uite! Exact pe într-un loc care să încapă el tot. Cum adică el tot? Dar cât de mare e? Cât un puc! Sau fratul? Mai ai întrebări? Am ajuns să mai știu cât de mare e un puc, dar lasă, nu mai întreb. Uite, aici mă ocanez eu, da? Bună ziua! Eu sunt Paulica. Salut! Ce vă pot... Băi, ia spune tu, cum se cheamă aplicarea asta care o ai tu? Tatuor? Tatuant? Tatuartist. Tatuartist. Steven, explică. Eu sunt Steven. Paulica. Steven Killer, așa, Paulica. El e tăticu, adică tăticu. E în state Podcovaru și am venit aici pentru un tatuaj. Curajos. Eu nu sunt sărac, eu nu. El e tăticu, el vrea tatuaj. Și mai curajos. Păi, nu știu, v-ați gândit la ce vreți? Da. Eu știu exact ce vreau. Am două nelămuriri. Una e unde... Și alta-i cum? Păi nu știu, păi haideți să ne uităm peste niște cataloge. Mă ajut să vă potărâți. Nu, nu. Lasă cataligele că știu ce vreau. Sigur. Adun cârtii și creion. Nu înțeleg, fă, mămică. De ce mai întâi s-a dus la muzeu și acum a venit la tatuaje? Care-i schema? Uite-și-te, fă, tatu ăsta, decât cu bacaloriatul, fă. S-a emancipat la cap, fă. Acum merge la corve intelectuale, fă, care e spuse la muzeu. Nu mai se duce la alea de jos după stradă. Face tatuaje el acum așa. Desenează căpreoare, scrie căpreoare, o te iubesc, hă. Șmecherie mare în capul lui. Dar poate, de fapt, a venit să-ți facă ție un cadou. Te-ai gândit? Tu te fă, aceea că mă înțep eu cu acile alea. Păi nu să te înțep tu, să înțeapă el pentru tine și scrie flăcărica, te iubesc. Nu face, fă, el mie surprize de-astea. N-am mai văzut de... să fii tu sănătoasă. Pare rău. Ce să fac? Și mie. În când. Păi bine, da. Noi ce facem? Așteptăm și intrăm. Am înțeles. Ce surpriză plăcută mi-ai făcut că ai venit. Da, tu mie. Când aveai de gând să-mi spui că apari într-o revistă? Și pentru mine a fost o surpriză că am apărut pe coperta unei reviste atât de importante. Dar să vezi ce surpriză a fost pentru mine. Când l-am văzut pe Dorel,
cu o revistă în mână, fluturând-o prin șatră. Vestea nevoie mare. Era fericit că ai apărut. Și acum te rog frumos să-mi spui și mie, cum te mai ascund eu de domnul Cian? Cum te mai protejez de el? Te-ai trezit, mă? Mărelule, ce mai faci, mă? Nu mai cauți pe la măia? Știu, bre, unde e. Ha? Știu unde e. Se ascunde la tas, chiar dacă nu recunoaște. Dacă curva n-a mai vrut să fie femeie de bulibașă, asta e. Lac să fie că broască n-are păr. Adică e multe. E? Da, dar parcă o iubeai, mă. Iubit-o iubesc eu și acum, dar... ce era cum să fac? Să mă trăsc în genunchi, în fața ei? Ce să fac? Bă! Dar nici tu n-ai fost ușă de biserică. Păi, dacă mă atât te gândești acum la bătaie, da? La asta te gândești. Avea tot dreptul, bre, era femeia mea, nu? Ce? Bă, eu n-am dat în Spania niciodată. Fără motiv, bineînțeles. E, când m-a apucat motivul, se întâmplă. Ce să spui? Auzi, bre, ia zi. Eu m-am hotărât. Îmi iau o țigancă. Dar nu de 14 ani, bătrân. De una de 11. Nu, de 10. S-au pus să o educ bine. Da? Și când o fi bună de măritat, așa până la 12 ani jumate, numai bine, a jucat cearceaful și gata. Și a tram, bulibă și sunt. Țigancă îmi trebuie să facă pura de mulți. Și asta e. Așa văd eu. Viața. Ne. Ha? Asta e. Ce să fac acum, nu? O să cumpăr toate revistele ca să nu o cumpere cineva să o arunce pe masă într-o dimineață? Păi dacă Dorel, așa hăbău cum e, a văzut-o, dacă i-a sărit poza ta în ochi, o tarabă, da lui domnul Luciano sau oamenilor lui. Păi atunci de ce m-ați încurajat pe mine să mă angajez într-o televiziune? Explică-mi, pentru că nu mai înțeleg nimic. Și încă ceva. De ce ai declarat în interviu ăsta de aici, în dofie? De ce ai spus că ești necăsătorită? Asta e. Turnul, cioara, porumbelu, panglica și potcoavă. Înțelegi? Elementele. Asta e panglica. Asta e. Panglica. Așa o văd eu. Înțelegi? Deci toate astea, elementele astea, trebuie să vedem cum le formulăm ca ele să exprime exact genealogia neamului Potovaru și, doi, unde-l facem ca el să fie discret și vizibil pentru toată lumea. Sigur, se rezolvă. Dar scrisul ăsta... Ăsta scrisul este nihil sine state. Asta înseamnă, într-o italiană mai veche, că nimic, adică fără state. Și asta trebuie scris pe panglică. Fii atent aici, foarte atent trebuie să fii. Mă asculti? Totul trebuie să fie așa de mare cât un puc. Cât un puc? Sau așa de mic cât un puc. Cât de mic e un puc? Păi, dacă te referi la pucul de fochii, cam atât. Mă,
Dacă ai înțeles, mă dezbrac? Vreau să-mi vorbesc puțin cu tine. Te-ai luat așa frumos. Pot să vorbesc puțin cu tine?